Rocky. E o idee minunată să sărbătorim Crăciunul în mijlocul pădurii. Să sărbătorim aerul rece și romantismul. Ura! Să uităm de ciorapii de pe sobă și de împodobitul bradului. Să uităm! De ce i-ai spus că mergem în pădure să sărbătorim Crăciunul? În pădure a crescut un brad. Chiar tu ai spus că o să avem nevoie de alibi. Nu știam că vrea să vină cu noi. Crăciun, nenea era înconjurat. Era să... Nu-l conviți! O să-l sperie! Lanuș, o să ne plimbăm puțin. Desigur, desigur, prieteni. În mare viteză. Iepuraș de lună, partea întâi. Cu cât punem mai multe capcane, cu atât mai bine. Poate că ar putea să sară peste prima și a doua. Dar în a treia tot o să pice. Nu-ți face griji, poți să folosești mulți morcovi. Asta e o șansă unică. Ești sigur că este azi? Dacă nu azi, atunci când? Desigur că este azi! Este chiar înainte de Crăciun și e lună plină! Și am și presimțirea asta! De la intuiție, morcoveți! Toate semnele arată că acum e momentul! Aha! Ați hotărât să împodobiți alt brad? Și pe mine nu m-ați invitat? No! Sper că ați avut timp să vă puneți o dorință. E regulă. Am atâtea ornamente că pot decora întreaga pădure. Și acum vine la noi cu lumini și globuri. Știi deja ce dorință vrei să-ți îndeplinească? Încă nu știu. Am o listă întreagă, dar nu știu pe care să o aleg. Nu uita de ce suntem aici. Dar este Crăciunul. Nu ne putem relaxa. Această oportunitate vine odată la 12 ani. Dar Crăciunul este în fiecare an. Opa. Și dacă acest iepuraș din lună... Iepurele de lună! Ariciu, ți-am spus de milioane de ori! Este iepurele de lună! Da, iepurele de lună! Ce facem dacă... E bine, dacă nu există? Morcoveți! Iar încep! Dacă nu mă crezi, nu ai decât să spui asta! Nu, eu... E bine, este mai adevărat decât noi toți! O să vezi, o să-l prind azi cu siguranță. De ce nu? Mi-ndeplinesc dorința cea mai secretă. Și acum, prietenii mei festivi, e timpul pentru artificii. Artificii! De ce nu? Zgomotul și luminile ori să-l sperie și o să intre direct în capcanele noastre. Poate ne putem uita la artificii. Arată-te odată! Ești așa de aproape, știu asta! Haide, aștept de atâta timp! Morcoveți!
nu-l băga în seamă. Este doar țopa, este, știi cum e. Nu trebuie să-mi explici nimic. Înțeleg perfect ce încercați să faceți. De ce ai știut tot timpul ăsta? Desigur, să știți că nu sunteți primii care încearcă să-l prindă pe Moș Crăciun. Ați vrea, nu-i așa? Aș vrea. Și dacă cineva încearcă să-l prindă pe Moș Crăciun, nu văd niciun motiv pentru care să nu-l ajut. Cred că ar fi mai bine dacă nu. Lanuș, ce este asta? Eu nu sunt Lanuș, sunt Moș Crăciun! Chicoriche! Ne-au spus să nu ne jucăm cu chibritele. Când? Alaltăieri, când am zburat umbrela de plajă. Nu-ți mai amintești? Alaltăieri! Asta când a fost? Cu mult timp în urmă. De atunci ne-am făcut mai deștepți, mai experimentați, mai serioși și mai maturi. Ia uite ce grozavă e! Ce bine a plecat! Oi! De data asta o să ne omoare cu siguranță. Păi atunci, mai bine nu le spunem. Nu e deloc bine ce am făcut. Mă mustră conștiința. O să le plătim totul cu dobândă. Dar să fie în secret. Fataliștii. O carte bună? Crezi că eroina principală ar trebui să poarte ochelari? De ce anume? Ea mănâncă morcovi, așa că are o vedere perfectă! Când m-am trezit și am găsit asta aici... Ce misterios! Poate că soarta încearcă să compenseze niște pierderi pe care le-ai suferit pe nedrept. Poate data viitoare, când soarta îmi va demola casa, o să-mi trimită niște cărămizi care compensă. Nu ar trebui să ispitești soarta. Cu siguranță că s-a mărit. Cred că încep să cred că justiția există cu adevărat în lumea asta. Hei! Mai țin minte cum covorul meu a luat foc acum câteva zile? Uitați-vă la asta! E imposibil. Este soarta care ne răsplătește pentru că am avut răbdare. Ești așa de naiv! Naivule! Nu există soartă! Nu există! Înțelegi? Nu există așa ceva! Nu! O carte bună trebuie să aibă un final frumos. Ariciu, ce final? Nu ai nici măcar un mijloc. Ce vrei să spui? Dar petrecerea de ceai? În martie am avut musafir la ceai. Nu acesta era mijlocul? Și când te gândești că n-am crezut. Ia uite, primești un lucru și pierzi altul. Mi-ar plăcea să am un radio. Hey.
Am ajuns acasă și am găsit asta. Oare cine o fi scris-o? În sfârșit, putem să ne odihnim. Și mai important, avem o conștiință curată. Așteaptă! Renunțăm! Nu am făcut noi asta! Voi doi veniți după noi! Soartă! 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 Acum sunteți membri ai organizației secrete. Soartă! Soartă! Ce este soarta? O doamnă care poartă ochelari atot văzători. Pe cine iubește soarta? Pe cei care mănâncă morcovi. Ce anume face soarta? Te invită înăuntru și-ți umple cana. Soartă! 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 Nu! Nu! Dacă există dreptate pe lume, atunci mâine tot ce ars o să apară și o să fie ca înainte! Soartă! 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 Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Și mai spun că asta e iarnă. E aproape ca primăvara, dar nu la fel de distractiv. Ah, știu ce e asta. Este încălzirea globală. Toate icebergurile se topesc în Africa și totul o să ne inunde. Draga mea, nu există iceberguri în Africa. Toate sunt la Arctic. Sigur că sunt la Arctic, dar asta nu face lucrurile mai grozave în Africa. Cu toate că au avantajul gheții, tot au pierdut cu 3-0. Și acum vremea. Ne așteptăm ca un front de aer rece să vină în regiunea noastră și astfel să se încheie cu atmosfera călduroasă. Ei bine, era și timpul. Ciclonul Arctic, care va veni în regiunea noastră, va aduce cu el temperaturi foarte joase. Scrofi, ești aici! Milu, ce vrei? Haide, nu ai vrea să mergem cu barca? O să fie frumos, te rog! Cu barca? Barcă! Tu n-ai citit ziarele? O să se facă frig din nou! Gheața! Hei,
Trebuie să fac rost de lemne de foc. Grijă, e foarte alunecos acolo. Da, știu. Patria mea, patinele sunt mijlocul principal de transport. Foarte convenabile, le pui și merge pe ele. Schnell, rapid. Ce amuzant. Bună! Aveți destule lemne de foc? Ia, 7 minus 7 scade, crește, scade, crește. Baie, ploaie, bai nisoare. Pe cer apare un pic de soare. Și apoi înghețăm din nou de frig. Pe cuvânt nu mai înțeleg nimic. Of, pământul a amețit. Acum e cald, acum e frig. Frig și cald și cald și frig. Prea mult s-a învârtit. Of, pământul a amețit. Acum e cald, acum e frig. Frig și cald și cald și frig. Nu avem vară, nu găsim ciuperci pe afară. La meteo s-au încurcat, ce-au spus ei nu-i adevărat. O să fie ger și o să înghețăm, dar în băltoace astăzi. O, pământul a amețit, acum e cald, acum e frig. Frig și cald și cald și frig, prea mult s-a învârtit. O, pământul a amețit, acum e cald, acum e frig. Frig și cald și cald și frig, prea mult s-a învârtit. Prea mult frig, prea mult frig. Și mai numesc asta primăvară. E mai degrabă mijlocul iernii. Am citit despre asta. Asta este noua epocă glaciară. Niște meteoriți au lovit pământul pe undeva. Și de acum înainte o să avem parte doar de o iarnă interminabilă. Ce epocă glaciară? Încetează să-ți imaginezi prostii. Îți spun eu, este adevărat. Mă topesc! Mă topesc! Gheața se topește! V-am zis eu că este vorba de încălzire globală! Kikoriki. Poveste de Revelion, episodul 1. Știi deja cum ai de gând să sărbătorești anul nou? Păi, o să dorm. Reușești să mă uimești mereu. Nu înțeleg cum poți să dormi de anul nou. Ei bine, știi doar că asta este natura mea. Trebuie să dorm iarna, asta fac urșii. De fapt, anul acesta chiar am întârziat puțin. Am strâns ceva grăsime, dar cu toate astea nu pot deloc să adorm. Nu e natura ta, e temperamentul tău. Este anul nou, o sărbătoare, o poveste, strângări festive. Toată lumea e copleșită de emoții. Dar tu nu ești copleșit de absolut nimic. Doar a strâns ceva grăsime, spune el. Am un temperament foarte bun, doar că sunt foarte tăcut. Aha. Dacă un buștean ar putea vorbi, ar spune și el la fel ca tine, că e foarte tăcut. Vrei să spui că sunt un buștean?
Mai rău! Dintr-un buștean poți face ceva interesant, dar cu tine nu se mai poate face nimic! De parcă singurul lucru ce contează în viață sunt câteva costume, mascarade, fantezii stupide și ce se mai poartă anul ăsta. Doar pentru că cineva își face treaba și apoi doarme o perioadă, îl numești buștean? Scrofi, să știi că și eu privesc viața într-o manieră filozofică. Bine? Noapte bună, domnule filozof! O, da, așa e, grăsimea, ce să zic. Nu le pasă decât de podoabe. Bună seara, micuțul meu elf. Bună seara, tu cine ești? Sunt o zână. Super. Deci, Săpescu a hotărât iar să nu sărbătorească anul nou. Și încă cum? Ah, luminile chiar nu funcționează. Hai să nu-l judecăm pe Săpescu. Cu toții suntem diferiți. Ne plac lucruri total diferite. Ne luăm energia din lucruri diferite. Pentru unii 120 de volți sunt prea mulți. Unora le place să doarmă jumătate de iarnă, altora le place să se distreze. La 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 la, le vom juca până dimineața. La 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 la, n-o să obosesc nici când. La 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 la. Deci, dacă Săpescu o să intre la hibernare, nu am putea să-i împrumutăm luminițele? Încearcă să-ți prinzi în amicul meu, Elfa! Prinde-mă dacă poți! Nu poți să fugi de mine! Nu știi că elfii pot fugi foarte repede? Ei pot chiar să-și zboare! Hai după mine! Cineva o să ajungă cu nasul în zăpadă! Și știu cine! Tu încearcă numai! Și o să te transformi imediat într-un urs! Prinde! Acesta e prietenul meu, Corbescu, iar aceasta e Tigroica. Este o zână. Ai ajuns în sfârșit, minunatul meu pitic. Pitic? Pitic? Minunatul meu pitic. Îmi pare rău, prietene, dar acesta nu e un moment potrivit. Trebuie să pleci, pleacă! Îți mulțumesc pentru tot, micuțul meu elf. Dar acum trebuie să plec cu minunatul meu pitic. Nu! Nu! Nu trebuie să pleci! În curând o să fie anul nou! Trebuie să-l sărbătorim și să ne distrăm! La revedere, micul meu elf! Tigroaică! Tigroaică! Sărbători fericite vă doresc! Ar fi prieteni. Trebuit să verificăm întâi luminile astea? Vă poate că de fapt nici nu merg. Poți să le repar dacă nu funcționează? Nu pot să fac asta. Dar până la urmă, tu ce poți să faci? Eu sunt un pitic minunat și mic. Nu am dungi și blană, ca iubita în diafană. Milu, ridică-te chiar acum! Intră acolo și trezește-l pe Corbescu la realitate! Dintr-un motiv oarecare, cred că nici Corbescu și nici realitatea nu au nevoie de asta. Nu ai pic de curaj, Iașule! Diafană, te-aș pune într-o ramă! Nu poți să faci asta! Eu nu o voi face! Suntem prieteni, dar până la un punct. Corbescu, eu prețuiesc prietenia. Dar ne cunoaștem de atâta vreme și nu m-am schimbat așa de mult cu trecerea anilor. Dar Tigroaica m-a făcut să fiu un urs mai bun. Acum sunt mai fericit și mai plin de viață. Nu mai este nici cu mine, prietene. M-a părăsit pentru un ren cu coarne. Dintr-o dată mă simt foarte adormit. Cu cine ai spus că a plecat? Cu un ren. A stors din mine toate secretele mele de pitic și a plecat la Polul Nord cu un ren. Mă sting de dorul tău. Kikoriki!
Camera groazei. Adunați-vă, dragii mei prieteni. Bună seara. Este timpul să construim un spațiu de odihnă și recreere. Să ne construim propriul nostru parc de distracții. Ce părere aveți? Ura! O să avem? Dă-i drumul. Leagăne, un carusel, o casă a distracției și o casă a... tristeții? Nu, o casă a groazei. Dar nu va avea nimic înfricoșător. Va fi ca o casă a distracției, doar că va fi un alt fel de amuzament. Acum o să împart responsabilitățile, iar mâine vom începe construcția. E clar pentru toată lumea? Aș vrea să lucrez la camera groazei cu ariciul. Doar că nu înțeleg ce înseamnă un alt fel de amuzament. E ca atunci când începi să râzi, înainte să te sperii. Unde pun asta? Unde pun asta? Deci, unde pun asta? Unde pun asta? No. Cum merge treaba? Avem câteva idei. Par destul de înfricoșătoare. Dar nu suntem siguri că sunt destul de amuzante. Ei bine, hai să le aflăm. Să mă înțepe, Albina. Unde să pun asta? În regulă. Uite ideea. Vizitatorii intră și nu văd nimic altceva decât o poză mai veche de-a lui Ariciu. Poza în sine este amuzantă și puțin înfricoșătoare. Dar asta nu e tot. Pe măsură ce vizitatorii se apropie să vadă mai bine, noi sărim din spatele pozei și îi speriem. Nu știu, nu sunt foarte sigur. Nu prea sunt sigur. Avem nevoie de un cobai. Trebuie să găsim pe cineva. Ce-am de făcut? Nu-ți face griji, o să spun. Prieteni, am nevoie de ajutorul vostru. Hei, unde sunteți? Ariciu. Ce amuzant. Somnoros de parcă s-a trezit, dar tot i-a dormit. Cine ar fi putut să-i facă o poză așa de umoasă? Și de amuzantă, uite-te la el. Ce nătărău. Bă! Da, mai de bine. E așa de speriat. Vai de mine. Deci, a fost amuzant? Foarte amuzant. Amuzant rău de tot, da. Se aprobă, prieteni, dar tot mai trebuie să găsim și altceva. Corbescu, construcția noastră cred că a trezit fantomele din zonă. Erau mari de tot. Stai liniștit, nu există nicio fantomă. Ție poate că nu-ți vine să crezi, dar eu le-am văzut cu ochii mei. Tu i-ai văzut pe Țopa și Ariciu costumați. Dar nu trebuie să afle nimeni. E o surpriză pentru toată lumea. Asta e ideea lor. Nu e rău, nu? Ia zi. Țopa! Ariciu! Poftim! Chiar am trezit fantomele din zonă! Fugiți!
Salut! Noi am terminat lucrul mai devreme și hotărât să ajutăm pe Țopa și Ariciu să facă monștri pentru camera groazei. Poftim! Deci, cum ți se pare? Tehnologie de ultimă generație. Conceptul e aprobat? Ce părere aveți? Nu este aprobat. Este fricoșător. Nu e amuzant deloc. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Kikoriki. Leneșilor, voi stați doar acolo. Cine o să facă curat? Tu dă cu aspiratorul, iar tu spală podeaua în timp ce eu spăl vasele. Dragul meu prieten, la cât suntem de moderni, de ce nu ne-am gândit să automatizăm acest proces învechit de curățare? Ce părere ai? Așa că el putut merge singur, curățat mizeria și aruncat el singur de unul singur? Desigur! O să curețe totul de unul singur. Și noi vom avea mai mult timp pentru a contempla orizontul. Aspiratorul. Programul de autocurățare e gata. Și al meu e gata. Soarele a apus, pinul, bâzâitul albinei harnice. Acum sunt liniștit. Acesta este un haiku, prietenul meu, poezie japoneză. A nebunit aspiratorul! Programul a eșuat! Nu! Parcă nu l-am lăsat să facă ceea ce trebuia. Propice pentru poezie astăzi? Mai bine alerg? Ariciu nu știe de aspiratorul ce... Se ascunde în iarbă. Un haiku bun.
Mă enervează. Prostie de metal ce ești. Ce bine ar fi de s-ar strica. Ei, măcar s-a oprit. Ce l-a apucat? El vrea curățenie. Iar noi suntem doar praf. Ascultă-mă, totul praf va deveni, iar cei ce prafului se opun vor deveni și ei tot praf. E timpul să ne gândim la veșnicie, dar întotdeauna trebuie să curățăm mizeria în urma noastră. Versiunea în limba română a fost... Kikoriki. Jocul. Așa, 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 acum o să le printăm. Aha. Aici ceva nu se potrivește. O să verificăm. Asta trebuie salvat. Uite! Ce e asta? Sper că e un program foarte folositor sau niște date foarte importante. Că de nu... Ce e asta? Un joc? Da! Un joc frumos! Voi ați înnebunit? Nu văd capul de treburi și voi umblați cu prostii. Vă rog să plecați și să mă lăsați să lucrez. Te rugăm! Lanuș! Da, te rugăm! Te rugăm, Lanuș, jumătate de oră. Nici nu o să simți că suntem aici. Aveți jumătate de oră la dispoziție. Între timp eu mi-au Eu sunt primul. Nu, eu primul! Ei, cum ai scăpat? Hai la stânga, aici, la dreapta, acum, așa, haide! Voi ce faceți două sărituri în același timp? Nu vedeți că nu reușiți singur? Așa, e bine, acum la dreapta. Așa! Uite, acolo e premiu. Acum aveți grijă. Asta e numai din cauza ta! Nu mă mai încurca! Gata, jumătatea de oră s-a dus. Încă 5 minute, te rugăm! Ne-am înțeles la jumătate de oră. Și așa am pierdut mult timp din cauza voastră. Hai, pa! Așa, uite, așa. Să vă arăt eu cum se face. Da. Încă o dată, hai, bravo. Hai, mai repede. Hai, așa, și așa, uite, așa. Da, așa, hai. Așa, și încă o dată, hai, și mai repede, hai. Nu, acolo, nu. Lanuș, cine e aici? Ah, Pin, bună, cât e ceasul? În jur de 12. În jur de 12 ce? Ziua? Noaptea? Și ce zi e astăzi? Marți. Eu asta, am probleme cu siguranțele. Ai siguranțe? Siguranțele? Da, erau pe undeva.
S-au terminat. Nu te întrista, prietene. Ne știm de mult. O să-ți arăt o chestie, imediat o să uiți de toate problemele. Crede-mă, e ceva fenomenal. Așa mi s-a întâmplat și mie. Tastele de control. Sus, sal. Jos, genoflexiune. Săgețile pentru alergat. Viața de zi cu zi e plină de probleme, dar aici totul e foarte simplu. Important e să adun premii și să adun vieți. Și mai ales să nu mor niciodată. Mergi înainte, acolo e un premiu. Lasă-mă pe mine. Cred că mi-a amorțit partea corpului care răspunde de șezut. Va trebui să stau pe genunchi. Da, uite, parcă mă simt deja mai bine. Poate trebuie să te dezmorțești, să te plimbi de colo-colo. Nu, prietenul meu drag. Nu-mi place să las lucrurile neterminate. Trebuie să ajung la o victorie ireproșabilă. E o treabă de onoare. Dar că nu e foarte comod să stau în genunchi. N-ai putea inventa ceva care să mă ajute? Faci asta pentru mine? Ce? Ha? Cine e aici? Să sărim, acolo e un premiu! Să sărim înainte, acolo e un premiu! Mă doare spatele. Să sărim, acolo e un premiu! Înainte, acolo e un premiu! Nu mai pot! Acolo e un premiu! Trebuie să salvezi jocul. Nu mai suport mult. Dar cum se salvează jocul ăsta? Dacă o să continui așa, o să ajung la Balamuc. Cum se... cum se salvează jocul ăsta? Acele tale. Ți-am zis să prăiești cu capul, nu cu spatele. E bine ar să fie. Minge nouă. Puh! Acum ne trebuie altă minge. Na. Ei, Lanuș, cum te simți? Bine. Ei, asta este minunat. Ar trebui să ieși mai des la aer. Uite-te ce bine e afară. Nu-i așa? Soare, păsările cântă, iarba verde, floricelele. Da. Și-mi place nivelul ăsta. Nu știi unde-i premiul? Trebuie să adun premii cât mai multe și apoi să salvez jocul. Versiunea... Bob, o chestiune de principiu. Grozav! De data asta am reușit să ajungem la casa ta! Dacă ai putea împinge Sania mai repede, iar eu voi cârmi bine, ca de obicei, o să reușim să ajungem la casa lui Săpescu! Ariciu, ai grijă să alergi cu pași mici, da? Dacă o să împingem împreună, vom reuși să mergem mai departe. Eu nu pot să împing! Trebuie să mă concentrez la cârmit! Năzdrăvanilor, ați distrus cel mai bun gard de țăruși din cartier. L-am asamblat bucată cu bucată cu mâna mea. Acum oare ce o să mă fac? Cel mai important lucru atunci când te dai cu Bobul este să împingi. Haide!
Am reușit! Am reușit! Asta e o atrocitate! Aș vrea să vin și eu cu voi. Nu! Nu mai este niciun loc! Până atunci, aveți grijă să nu treceți prin casele altora. Picioarele noastre nu vor aluneca pe gheață, așa că va fi mai ușor să împingem bobul mai repede. Dar trebuie să recunoașteți că am mers mai repede decât data trecută și am ajuns mai departe. Nu, o să reușim să ajungem la casa lui Pin dacă împing doar doi dintre noi. O să reușim, nu-ți face griji. Țopa, dacă vrei doar să te distrezi, mergi de unul singur. Noi acum ne dăm cu bobul și asta e o treabă serioasă. Hai să vedem cât de departe putem ajunge dacă împingem toți trei împreună. Deci așa? Ei bine! Găsiți-vă un nou pilot! Mă alătur celeilalte echipe! Aia era casa ta! Și ce dacă? Asta e o treabă serioasă! O viteză foarte bună! Se înclină prea mult când se apropie de curbe! Poate că ar trebui să unim echipele? Ce ziceți? Unde suntem? Nu știu, dar aici este vară? Dacă nu e gheață și nici zăpadă... Nu ne putem da cu bobul. Mai vedem noi. Să te dai cu bobul este o treabă foarte serioasă. Kikoriki. Nu vreau să mănânc acest măr. Chiar nu vreau. Chiar nu vreau să mănânc acest măr. Măr roșu. Ar trebui să mănânc mărul? Nu prea vreau. Ce tot faci? Nu vreau să mănânc mărul ăsta. Serios? Cu siguranță. Ce faci? Ce faci acolo? Dar ai spus că nu-l vrei să-l mănânci. Am spus că nu vreau să-l mănânc. Sunt lucruri mai importante decât să-mi fulești toată ziua. Nu ai auzit de puterea voinței? Dacă vrei să-ți folosești puterea voinței ca să nu mănânci mere, atunci îți trebuie un măr. Mi se pare suficient de clar încât să înțeleagă orice Ptolomac.
Puterea voinței. Nu vreau să mănânc plăcinta asta. Nu, nu, nu. Cred că 6 plăcinte pentru mâine seară sunt mai mult decât suficiente. 3 de servit înainte de ceai și 3 după. Stai o clipă! Unde este plăcinta? Nu știu. De unde să știu? Nu am voie să mănânc plăcinte, mai ales după ora 7 seara. Și dacă nu ai observat, încerc să slăbesc. O să slăbesc! Da, da! Sunt la dietă! Nu pot să mănânc plăcintă! Nu vreau să mănânc plăcintă! Și dacă nu vreau să mănânc, atunci înseamnă că nu am mâncat-o! Pentru că atunci când ai o voință puternică, spui că nu vrei să o mănânci, atunci o mănânci! Nu! Vreau să spun nu! Nu! Nu o mănânci! Oh, ce turnură îngrozitoare au luat lucrurile! Prietenul meu impulsiv! Am văzut totul! Ce s-a întâmplat? De ce n-ai mărturisit? Ai văzut tot? Nici măcar eu nu știu ce mi s-a întâmplat. Am spus că dacă o să stau deoparte de prăjiturile alea și toate tentațiile, atunci totul o să fie bine. Da, plăcinta aia era așa de suculentă și de tentantă. A fost foarte tentantă, n-am putut tentantă, înțelegi? Nimănui nu-i pasă de plăcintă. Ceea ce e important e că ai mințit. Am crezut că s-a întâmplat ceva grav și am fost îngrijorat pentru tine. Ceva s-a întâmplat? Se pare că până la urmă sunt o bestie controlată de impulsuri. Crezi că mi-e ușor să recunosc asta? Mai ales mie să-mi recunosc. Dar ai dreptate. Trebuie să le spun tuturor și să-mi cer scuze. Poate să-mi cer scuze imediat. Poate am putea să le spunem că am încercat să le facem o farsă, a? Fă ce vrei. Ce e important e să te calmezi, pentru că ei cred că plăcinta a fost mâncată de o creatură dintr-un univers paralel. Bine! Nu! Asta nu va funcționa! Or să creadă că a fost o farsă foarte proastă! Și atunci ar avea dreptate! Poate ar trebui să spui că nu erai pregătit să mărturisești, dar că acum ești... Și de ce nu eram pregătit să mărturisesc? Bine, pentru că aveai un oarecare motiv filozofic să mănânci plăcinta. Trebuia să evaluezi și să gândești întreaga situație înainte de a spune tuturor adevărul. Nu e rău ce zici? Și de ce am mâncat eu plăcinta? Probabil pentru că ai vrut să o mănânci, bunul meu prieten. Așa este, am vrut! Am demonstrat o voință puternică! Îți dai seama? Am mâncat-o! Nu! Nu! Nu pot! Prietenul meu drag, unde pleci? Demonstrează ce voință ai! Nu! Nici măcar nu încerca să mă convingi! Este foarte simplu, serios! O să coacem aceeași plăcintă și spunem că s-a pierdut, dar că ulterior am găsit-o noi! Și de ce ne strecurăm așa clandestin la bufița? În ce anume sugerez să coacem plăcinta? În calculatorul tău poate? A? Aici sunt ingredientele. De ce avem nevoie? Făină, unt, cremă... Nu vreau să mănânc plăcintele! Nu vreau să mănânc plăcintele! Ia plăcintele de aici! Nu vreau să mănânc plăcinte! Ce tot mormăi acolo? Ce se aude? Cine e acolo? Sunt eu! Am venit să spun că eu am fost cel care... Da! Am mâncat... plăcinta!
Da! Bravo, prietene, bravo! Prin faptul că ai mărturisit, ai triumfat! Este o victorie! O victorie a voinței tale asupra circumstanțelor! Kikoriki! Monologele! Eu nu știu nimic. El are arsuri la stomac și spune: nimeni nu are arsuri la stomac, dar el are arsuri la stomac. Întotdeauna inventează lucruri. Dacă ai arsuri la stomac, în primul rând încearcă să afli de ce le ai și apoi vină în fugă la mine. Poate că ai arsuri la stomac din cauza stilului tău de viață nesănătos. Ar trebui să faci mai multă mișcare. Și atunci, poate că nu ai mai avea arsuri la stomac. Desigur, dacă stai la computer, încep să inventezi lucruri. Asta este. Din cauza computerului are arsuri. Computerul acela. Computerul folosește unde magnetice și electricitate. Mă doare capul o zi întreagă atunci când sunt în aer unde magnetice. Dacă mi-aș pune capul sub undele alea magnetice în fiecare zi, nu aș avea doar arsuri la stomac, ci aș avea și un creier prăjit. Tu cu cine vorbești? De una singură. Cu mine? Nu vrei să vorbești? Sunt puțin ocupată acum. Este cu siguranță din cauza computerului. Sau poate doar a răcit. Desigur! A vorbit de una singură tot timpul și nu mi-a acordat nici cea mai mică atenție. Nu este normal! Dacă spui ceva, asta înseamnă că deja știi acel lucru. Și dacă știi ceva, atunci de ce ți l-ai mai spune ție? Sau poate o parte din ea știe și cealaltă încă nu? Trebuie să facem ceva! O pierdem! Draga mea, cu toții ne simțim singuri câteodată. Iar uneori nu avem cu cine vorbi. Dar asta nu înseamnă că suntem singuri cu adevărat. Este mereu cineva în jurul nostru care ne poate înțelege problemele, care ne poate asculta, care ne poate da sfaturi, care ne poate îndruma. Prietenul meu inteligent. Dacă stai să te gândești, singurătatea și sentimentul că ești părăsit sunt de fapt proiecții ale imaginației noastre. În realitate, viața în jurul nostru are același ritm alert și amețitor și ne așteaptă să ne alăturăm și noi. Da, asta e! Înțelegi? Ia 1, 2, 3, 4, 5. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rândul următor. Și 1, 2, 3. Cum te simți acum? 10? Bine, 22, 93. Pe o scară de 1 la 5 este 4. Ți se pare uneori și ție că deși avem prieteni în jurul nostru, nu avem cu cine vorbi? Niciodată nu mi-a trecut prin cap. Nu, vorbesc serios. Există probleme de proporții gigantice pe care nu le observă nimeni în afară de tine. Înțelegi? Nimeni! Toți trăiesc în lumile lor mititele, ascunși în carapacele pe care și le-au construit. Dar sunt probleme globale, de importanță majoră. Așa că mă întreb, cum poți trece de cochiliile lor pentru a-i face să se gândească la problemele astea? Cum? Cum să le spargi cochilia? Dulcețurile nu-ți dau arsuri la stomac. De vină e computerul. Verstehen? E computerul. Sufăr pentru a doua zi consecutiv. Nu pot să lucrez. Sunt în urmă cu programul? Acum câteva zile a avut loc o furtună magnetică și m-am simțit ca o mănușă întoarsă pe dos. Pe cuvânt că nu am putut face nimic, doar am stat acolo și m-am uitat ca proasta. Da, asta e! Se ascund în cochiliile lor și privesc pe fereastră din interior și între timp viața trece în viteză pe lângă ei! Ce fel de viață e asta cu arsuri la stomac? Trebuie să lucrez, dar înăuntru meu e o furtună. Exact despre asta vorbeam. Despre furtuna magnetică. Trebuie să te odihnești puțin și să faci o plimbare la aer curat. Da, așa este. Cu toții avem nevoie de puțin aer proaspăt. Trebuie să ne extindem orizontul. Tot ce văd la orizontul meu e odihnă la pat. Incapabil să-mi public orice lucrare, ceea ce rezultă într-o fragmentare în procesul științei și al tehnologiei. Trebuie să mergi mult și apoi nu o să mai fie nicio... Încetează! Nu vedeți, dragi prieteni,
că în același timp vorbim cu toții de unii singuri. Nici măcar nu ne auzim unul pe altul. Fiecare vorbește pentru sine. Și asta se întâmplă chiar des. Da, aproape tot timpul. Dar, ca să fiu sincer, trebuie să depunem mai mult efort în încercarea de a ne înțelege, nu să țipăm fără să ne auzim. Punem și mie niște dulceață. Dar nu spuneai că-ți provoacă arșuri la stomac? Doar gândește-te la asta. În curând se vor petrece schimbări climatice ireversibile. Trebuie să facem ceva. Trebuie să discutăm și să venim cu o soluție pentru această problemă globală. Am încercat o compresă caldă. Nu m-a ajutat. Și apoi am folosit un tranzistor. Îți vine să crezi? A început să funcționeze. Prietene, ce legătură au tranzistorii cu orice? Asta nu e o soluție. Pe cuvânt, a început să funcționeze. Am încercat, dar tot mă doare. Acum să știi. Acum eu ca următorul lucru pe care o să-l spui e că am folosit eu circuitele greșite. Ai înțeles totul greșit. Sunătoarea nu scade, presiunea sângelui o crește. Nimic în lumea asta nu e constant. Sunt doar monologe. Așa a fost întotdeauna și așa va fi mereu. Se schimbă clima. Eu nu cred că o clismă este ceva foarte uman. Viitorul stă într-o cea ce